Rodica, bine te-am găsit și mă bucur că te revăd astăzi. Bine ați revenit! Vreau să te întreb la ce vârstă ai rămas însărcinată? 24. 24 de ani. Era un copil preconizat, dorit? Da. Cum a decurs sarcina? Bine. Da. Fără probleme, fără... Bine, în orice caz. În timpul sarcinii, medicii au observat ceva că la făt nu se dezvoltă bine sau are ceva? În timpul sarcinii mi-au spus numai că este mai mic de termen și în rest mi se pare că la mijloc de termen mi-au spus că este ceva probleme cu inima, găuri la inimă, dar... Mi-a spus că nu este nimic grav, adică mulți copii se nasc cu aceste găuri la inimă, dar pe parcurs se astupă. Și practic asta a fost. Despre boala Esmei nu ți-a zis nimic? Nu. Nașterea cum a decurs? Bine. Bine. Fără probleme. Când ai născut-o pe Iasmina, arăta un copil obișnuit, adică nu știu, de exemplu, cei cu sindromul Down, ei se observă de la început. Iasmina cum arăta? Iasmina, ceea ce s-a văzut de la naștere, ochișorii nu-i deschidea. Dar așa, parcă bine. Pe urmă deja s-au văzut la picioruși unele, degetele nu stăteau cum trebuie, apoi la cap este un pic de... malformație, așa cum spune, și probabil cam este mai mic de cum trebuia să fie. Cum ai aflat despre boala Iasminei și ce are ea exact? Ca să spunem corect, cam vreo 2-3 luni în urmă am aflat sigur diagnosul ei. După naștere? Nu, am 3 ani în urmă, 3 luni în urmă, am aflat sigur diagnozul, cum se numește. Dar așa, după ce am plecat în Turcia și am dat analizele genetice, atunci deja ne-am spus ce are Iasmina, ce diagnoz. Și de ce suferă ea? În Turcia mi-au spus deleția cromozomului 21, dar el se numește altfel. E Diurca A, 1-am, așa ceva. Cam greu el să pronunțe. Dacă se scrie așa, chiar și în internet, să găsesc informații. În tot globul pământesc sunt 600 de persoane cu acest diagnoz. Se întâlnește? 1 la 1 milion. Foarte rar. Și asta nu e genetic. Nu e să transmite din, de exemplu, strămoșul i-a avut ceva sau asta e cletca sau cum să spun eu, celulele copilului în burtă ceva s-a făcut și diagnozul apare. Pentru că am întrebat și mămicile, o mămică m-a găsit pe TikTok și mi-a scris că fetița asta are diagnozul Diurca. Și zic, nu, Iasmina are deleția cromozomului 21, dacă mi-e așa mi-a spus, zic, așa spunea. Și ea zice, păi da, asta și reprezintă. Și apoi când am intrat pe internet, am citit, tot și ei scrie acolo, practic, Iasmina le are. Iasmina ce vârstă are acum? 6 ani. 6 anișoare. Păi, cu 3 ani în urmă, până la, tu spuneai cu 3 luni în urmă, dar până la vârsta asta, da? Până acum 3 luni, ce spuneau medicii? Deleția cromozomului, da? Și ce are ea? Pentru că boala asta i-a dus complicații, da? Complicații la ochi, epilepsie, inima, probleme cu mâncatul, asta e specific în diagnosul ăsta. Chiar și... mămicile care am vorbit, chiar copil, fetița și băiet am făcut cunoștință. La dânsă e mult mai bine situația, ea merg, ea văd, cu vorbitul mult, e mai bine ca la Iasmina. La noi chiar și ele au spus că e foarte grav la noi. În Moldova mai sunt astfel de copii? N-am cunoscut. În România știu că sunt 3 și deja în țările celelalte.
Tu cum ai parcurs drumul ăsta până acum? Ce faci cu ea? Mergeai la medic? Ce spuneau medicii? Se vă face bine? Nu se vă face bine? La acest diagnoz, multe șanse nu se dau. Iasmina o să fie un copil cu dezabilități toată viața ei. Ea să aibă nevoie de ajutor toată viața ei. Bineînțeles că noi nu ne pierdem încrederea, noi facem reabilitări, bineînțeles să facem comparația când Iasmina avea un an, doi și amu, este multă diferență. Prin reabilitare, prin exerciții, toate astea, bineînțeles că un pic o ajut să dezvolte. Dar așteptări multe nu trebuie să avem. Tu mergi cu ea la proceduri, mergi psihotare, la tratament, tratamentul, operațiile, practic în Turcia le-am făcut. Cu reabilitarea aici, pentru că să mergem în Turcia e foarte scump. La ce a fost operată? La ochi și la inimă. Dar la ochișor ce are? La ochișor are ochișorii mici, microoftalmologie, așa, ochii mici, și necesită transplant de cornei. Și dacă s-ar face operația de transplant de cornei, ar vedea? Medicii ne-au dat 50 la 50. Prima operație care am făcut-o în 2018 este cu succes, adică nu e cu succes 100%, că da, gata, e vede, dar sunt rezultate. Încet, încet ea percepe câte ceva, dar bineînțeles că medicii mi-au spus că asta e timp trebuie, pentru că e nu văzut niciodată acolo la dânsa, mai sunt și problemele neurologice și afectează și la ochi. Chiar dacă acolo la dânsa ochii e curat, practic ultima dată când am fost la control, medicii mi-au spus că ei singuri nu s-au așteptat la așa rezultat, pentru că la Iasmina sunt mai multe probleme și toate problemele astea, ele când se adună, afectează și neurologic, și la ochi, și la inimă, și tăta este. Și ei singuri nu s-au așteptat la rezultatul ăsta, dar au zis că e bine ochiul și după termenii lor, ei ar trebui să vadă. Eu observ și după dânsa că e urmărește jucările dacă dau dintr-o parte în alta, dar lumina soarelui eu. Da, iubești soarele la dânsa e, când se întâlnește, păi ei vorbesc amândoi, povestește. Dar așa sunguric să iei ceva sau să uite la noi, încă nu. Ții, când ți-au spus medicii, tu ai înțeles ce presupune boala asta, ce înseamnă ea sau nu? Ți-au explicat? Pe parcurs. Unii lucruri le înțelegi, le vezi, dar așa, de exemplu, la noi, nici medicii noștri cam nu prea știu de a-i sta diagnoz, pentru că dacă la noi în Moldova, ca tare, nici nu știu dacă este, nu cred că să fie, cred că noi suntem primii cu acest diagnoz rar și greu, nu prea multe. Tu când ți-ai dat seama cu tine, Iasmina va fi așa toată viața, cum ai reacționat? Bineînțeles că este greu. Este foarte greu să ai un copil cu dezabilități, este foarte greu să vezi că copilul tău multe nu face. Dar noi am acceptat, pentru că dacă nu accepți, nu poți să lupți mai departe. Este greu. Pentru că dacă noi părinții ias, ca tare și acum noi ne punem gândul, întrebarea, oare de ce noi? Dar cred că așa a vrut Dumnezeu să ne aleagă pe noi să avem grijă de dânsă. Medicii au o explicație concretă de ce s-a produs modificarea asta? Nu. Adică nu poate să fie ceva de la tine?
Nu, asta noi deja am dat analize, soțul și noi, și eu la genetic, 99,9, nu-i problema la noi. Ceea ce am spus și mai înainte, asta nu-i vina la părinți, nu-i vina la strămoși, cum s-ar spune, cum este câteodată diagnostul, a avut cineva în familie. Nu, e asta ceva, celulele la copil s-o, se formează. Și la mămicile care cu același diagnoz al lui Iasmina, apoi le-am dat întrebarea, zic, vouă, ce v-a spus medicii? Cu mămică e în Anglia, oricum în Anglia medicina e altfel. Și așa și-a spus că nu-i de la părinți, nu-i genetic, că și cineva strămoș a fost. Auzi, când timpul sarcinii, celulele la copil, ceva. Tu mi-ai zis că ai primit noutatea asta foarte greu. Soțul tău cum a reacționat? Sincer, noi nu ne-am gândit mult la asta. Noi am acceptat deodată și noi ne-am apucat de treabă, cum să spune, ca să o punem pe Iasmina pe picioare, să vedem ce putem să facem, ce rezultate trebuie. Adică, pe de-o parte, noi nu ne-am gândit oftișii sau ce să facem, să fugim sau să stăm. Ne-am axat pe Iasmina. Cum a fost drumul ăsta de 6 ani? Cum te-ai descurcat cu ea? Greu. Cum te descurci acum? Greu. Greu, dar noi nu ne gândim, sincer, noi nu ne gândim la noi. Uneori emoțiile noastre le lăsăm deoparte și ne gândim la Iasmina. Iasmina nu se poate, mă. Ei, nu se poate. Tu ești mereu cu ea? Da, 24 din 7. Adică nu poți să o lași măcar o oră? Nu, este, poți să o las cu sora. Dar singură? Nu. De ce? E mereu să încordează. La jumătate de o oră trebuie să-i dau apă. Mâncarea e tot pe programare. Pentru că dacă nu-i dau, ei nici nu șeri. Și de asta mi-am făcut eu program. Cum arată o zi de-a ta? Dimineața de-am o igienă de dimineață, mâncarea, medicamentele. La ce oră o hrănești dimineața, îi dai să mănânci dimineața? La 8. Cel mai mult mai stă 8-9. Dar e deja ca tare s-a obișnuit, are și e regimul la 8 scoală. Rare ori când se întâmplă să scoale mai târziu. Dar așa, 8-9 mâncarea, pe urmă apă la jumătate de oră, la ora 12 iaurt, la 2 mâncare. Deja iar apă la jumătate de oră și la 5 fructe și deja la 8-9 seara iar mâncare și băiță și la nani. Doarme bine? Mulțumesc Domnului, chiar cu somnul nu avem probleme. Am avut când a fost metitic, nici nu vreau să ne amintesc că zilele când au dormit rău, dar am avut-o. Dar nu sunt situații când poate să-i dea complicații în timpul somnului, în timpul nopții? Da. Ce poate să aibă? Crizele epileptice. E mereu, îl faci dimineața. Pur și simplu, din somn scoală și e deja în criză. Nici medicii, că doar facem encefalograma, nu poate să-i explice ce se întâmplă atunci în somn. Practic, la dânsa atât în somn se întâmplă asta. Le face rar, dar când le faci, le faci bun. Cum reacționezi tu? Ce trebuie să faci în momentul în care ea o vezi că are criză de epilepsie? Practic, când o persoană are criză de epilepsie, tu nu poți să-i faci nimic. Știu că unii încearcă ca să nu da, să atingă dinții de sus de cei de jos, ca să nu își muște limba. Nu, cel mai mult am văzut recent un video pe TikTok. Uh-huh. Și acolo îi explica cum să, în ce poziție să pui persoana când face o criză epileptică. Și ultima dată când a avut Iasmina, apoi am încercat și mult mai bine o decurs de momentul dat.
Și cum cel mai bine mi-a explicat capul să îl punem așa. Și adică că atunci când persoanele fac epilepsie, lor ale se închide aerul. Și adică capul, dacă îl punem așa, ei respiră mult mai bine. Și în timpul ăsta, când fac crizele, ei e mult salivația. Și apoi saliva și ei tot le încurc să respiră. Adică când punem cap așa, e mai mult mai bine. Ce produse mănânc? Ce dai tu? Și cum prepari produsele astea? Mâncarea, practic, e obișnuită ca și cum noi mâncăm. Bineînțeles, cartofi și ouă prăjite nu mănâncă, dar supă astea mănânc și prin blender format. Altfel nu? Nu. Așa și chiar specific la diagnoz. Sincer să spun, până a da mămica respectivă de mine, vorbeam cu alte mămici care tot cu problemele de copii. România, probabil, sau de... Nu, și din Moldova și din asta. Dar când găsești a tău, chiar și tot și comun între, e altceva. Nu știu, eu așa le zic că sora și fratea lui Iasmina. Și tu cu cine comunici acum? Ai pe cineva care... Da, două mămici din România care e exact diagnosul lui Iasmina. Și e altceva, pentru că e același subiect. E același diagnos, e aceeași problemă și cu mâncatul și cu epilepsie și cu tot. Bineînțeles că la dânșii nu au epilepsie, dar din ceea ce m-am informat eu, la acest diagnos oricând poate să apară. Pentru că e microcefalie și asta microcefalie e capul mic și acolo fac și apare. Am văzut că îi dai să mănânci cu seringa, deci cu seringa. Apa cu seringa eu dau. Dar mâncarea? Mâncarea cu linguriță. Pentru că nu suge sticluța sau din cănuță. Dar în primii ani de viață, după naștere, cum o îi dădeai să mănânci? Primele două luni cu sticluța, pe urmă i-au început să nece și medicii au decis să-i pui sondă. Medicii de la noi? Da. Un an de zile prin sondă s-au hrănit. Și deja după ce am plecat în Turcia, că aici la noi ne-au spus că este probleme cu gâtul și e de atâta nu poate să mănânce. Și deja când am plecat în Turcia am trecut aparatul la gât și mi-au spus că nu are nimic. Ieși, începi și o hrănești încetișor, că eu o să înceapă să mănânc. Dar voi mai mult vă tratați aici în Moldova sau în Turcia? Și, cum să spun. Dar mare parte specialiști în Turcia. De ce? Medicina este de acolo alta. De acolo am început, acolo s-au văzut rezultatele și acolo ne duce. Tu spuneai că la noi medicii nici nu prea cunosc despre această boală. Voi că mergeți, cum se comportă cu voi? Ce vă spun? Sincer, ei nu prea mult se bazează pe anume diagnosul ei. Chiar și când sunt dă ei o foaie sau ceva, nu pun diagnosul ei, dar pun microcefalie sau retard mental, dar nu diagnosul ei. Cam diagnosul el dă într-o parte, că nu se știe, nu prea știu. Și pun altceva. Când urmează voi să o duceți să-i faceți operații la ochișori? La ochișori am transmis în Italia documentele lui Iasmina ce am făcut până acum, diagnostic, și așteptăm să ne dăie răspunsul ce preț în Italia, că vrem să încercăm încolo. În Turcia nu mergeți? E stabilit și în Turcia, dar pur și simplu e foarte scump. Cât costă? Operația... Am trecut, ne costa 8.000, anul ăsta 13. De euro? Da. În Italia? În Italia nu știm. Persoana care m-a ajutat să căutăm și spitalurile, că la mai mulți s-o interesant, pentru că la copii nu toți fac. Și prin ceea ce s-a uitat pe internet, dar oricum
internetul una, spitalul e alta. Dar undeva 5 până la 8.000 de euro. Până la 8.000? Da. Și la ambii ochișori? Nu, la un ochișor. Doar la un ochișor? Da. La ambii ochișori, 16.000? Da. Nu, dar nou până când la un ochi doar ne trebuie. Sperăm la celălalt să ții transplantul cât mai mult. Păi, dar care transplant acolo? Ea vede cât de cât cu ochiul celălalt sau nu? Da, vede lumina, este... percepe, cum am spus mai devreme, jucărelile astea. Da, așa, la telefon îi place să uite, să stă așa atent și să uite. La care ochișor, așa cât de cât percepe? La stângul. La stângul. Cu, la dreptul deja trebuie să-i facem transplantul. Și deja așteptăm Italia să vedem ce răspuns ne dă. Și de pe urmă decidem Turcia ori. Rămânem cu Turcia ori Italia. Aveți bani pentru operație? Încă nu. Dacă să ne orientăm cu prețul de la Italia, de exemplu, până la 8, da. Dar dacă rămânem cu Turcia, nu. Încă nu avem banii necesari. Eu, din cât îmi dau seama, e costisitor să o întreții pe Iasmina. Cât de costisitor? Și ce necesită cheltuieli cu banii? Mâncarea, nu știu, cărucior. Este mâncarea, catar mâncarea nu e ceva special, e ceea ce mâncăm și noi. Uh-huh. Sunt și alte copii care, da, este nevoie de ceva special mâncare. Dar noi, Iasmina, slava Domnului, mănâncă ceea ce mâncăm și noi. Și pe termen, aia asta nu suntem... Adică nu, nu aveți o problemă? Nu e o problemă, cred că și 2-3 copii hrănim. Dar medicamentele care nu se găsesc la noi, acum este nevoie de cărucior pentru Iasmina, cărucior special, care el și acela costă foarte scump. Noi am luat cărucior care pentru copii e obișnuit, dar din păcate pe dânsa nu o ține, nu... Îi ține corect spatele, pentru că cărucioarele specializate pentru copiii cu dizabilități au special care să-i ții capul, să-i ții spatele corect, pentru că și mi-au dus la reabilitare să-i luăm și corset, pentru că îi destul câte probleme are e și să nu-i facem și probleme la spate, pentru că ei stă mereu cu capul în jos și spatele e, să nu facă... Să nu fie spatele drept. Ea poate spășească doar cu ajutorul tău, doar da. Însoțită de cineva? Da. Singuric, stemi. Dar ea te aude? Da. Aude, vorbim cu dânsa. Posibil că înțelege câteodată că vorbim. Face, nu știu, niște sunete prin care vă dați seama cu tine, se simte rău, vrea să mănânce. Mama spune, în ultimul timp a început nea, ni, acum am început cu logopedul, dar și sincer să spun, sunt mulțumită după rezultate. Ceea ce e păcat că la copii cu dizabilități, la copii care iau nevoia asta în fiecare zi de logoped, de reabilitare, e păcat că la noi se dau numai 10 zile în 3 luni, gratis, restul lămurește. Dar costisitor. Da, vrem acasă să găsim pe cineva care să vii să ocupe cu Iasmina. Pentru că, da, eu ceea ce am văzut la logoped, exercițiile, eu pot să le fac și acasă. În general și la reabilitare, ceea ce s-a făcut, în mare parte pot să fac și eu, dar când aici... o persoană specializată e altceva. Pentru că, da, eu am văzut cum lucrează cum asta, dar persoana care se ocupă de ani de zile, ea știu fiecare osușor, cum să-l pui, e altceva. Dar să chem acasă e foarte scump. Tu timp de 6 ani ai observat o îmbunătățire a stării sănătății Iasminei? Da, da.
crizele epilepsie și altceva. Înainte le fășe mult mai des. Da, le fășe termen mic, adică o minută, două, dar le fășe multe în lună. Amu poate să facă la 3 luni, da, da, o faci mare și de lungă durată. Dar cu mersul e mai bine. El reacționează la când vorbim cu dânsa. Schimbări sunt, este. Cum ai putea tu să descrii viața asta pe care o ai tu acum? Viața asta de 6 ani până acum? Este greu. Este frumos. Sănătate. Chiar zilele astea mă gândeam. Este foarte greu să ai un copil cu dizabilități. Dar în mare parte e, nu știu, se, niște emoții aparte. Când știi că tu ai puterea să înveți copil. Copiii care sunt sănătoși. Ea singur percep, se întoarcă pe burtă, se scoală în fundul ei. Dar copiii cu speciali singur trebuie să-i înveți. Așa parcă pe de-o parte e și plăcut să știi că tu poți să înveți copilul, să-i dai șanse mai bune. Ea acum cântă? Da. Povestești? Așa, mama, spune. Da, așa, povestește și tu istoria ta. Da, mama. Vreau să te întreb, cine întreține familia la voi? Soțul mai mult. Dar, bineînțeles că nici eu nu șed locului. Timp de 6 ani am încercat multe ca să pot să aduc și eu bani în casă. De 2 ani se vede că... Sunt lucrările tale. Da, croșetez jucările de 2 ani. Și recent am început și un alt lucru online. Se poate fi spus? Sigur. Am început un lucru online, ajut persoanele să slăbească. Nu e numai în domeniul de slăbit, e persoanele care vor să adauge, că sunt persoane care slabe. Este un venit în familie. Da. Eu abia am început, nu n-am mult timp de când am început, dar mă bucur când pot să ajut altă lume. Nu. Și vrei totodată prin asta ca să nu fie toată povara asta greutăților doar pe umerii soțului. Da. Dar cumva să încerci și tu măcar ceva să acoperi din cheltuieli. Așa, mamă, spune-ți tu. Da, și sincer spun și eu mă simt altfel când, bineînțeles, cu soțul zici că grija ta e Iasmina. Tu e important, Iasmina, să te ocupi de dânsa. Dar eu prin asta, prin jucării sau prin lucru online care acum l-am deschis, eu un pic mă și eliberez. Pentru că cu Iasmina e foarte mult stres, se adună. Câteodată când Iasmina se simte rău și eu mă simt nu că rău, dar greu pe suflet. Și apoi când e cu jucărele, eu mă relaxez. Mintea mea se duce în altă parte. Și cu lucruri care nou descoper altă lume. Socializez. Da, și altceva. Medicii ce spun? Până la ce vârstă? Sau există o vârstă până când aceste persoane? Sau ele pot să trăiască ca un om obișnuit? Da. Poți să trăiască, nu mi-a dat un termen. Poate să ajungă și la 30, la 40 de ani. Nu, totul depinde de organism. Și cât cum are grijă de persoană, da? Și cum ai grijă de persoană, da, cum este îngrijită. Da.
Tu ce vârstă ai acum? Scuze-mă cât 31. 31, mulți ani înainte. Mulțumesc. Tu poți mai devii mai mică? Da. Și nu există riscul ăsta ca și următorul copil să aibă aceleași? După testele de genetice, practic medicii mi-au zis 99,9% totul bine. Bineînțeles că este o frică să nu intrăm noi în 0,01%. Pentru că chiar și diagnosul lui Iasmina, 1 la 1 milion, și noi ne-am nimerit în milionul acela. Este frică, dar ne dorim mult. Un frățior, o surioară, Iasmini. Nu contează ce o să fie, important sănătos să fie. Dar deja Dumnezeu decide când. Știu că o bună parte din cheltuielile pe care le faceți voi este cu ajutorul oamenilor. Da. Oamenii vă ajută. Da. Acum, dacă ai avea un mesaj pentru cei care vor să te ajute, pentru cei care te-au ajutat până acum, ce le-ai spune? În primul rând, tot ceea ce s-a întâmplat cu Iasmina până în ziua de azi, asta e datorită vouă. Voi mulți nu știți istoria noastră. Mulți o urmăriți pe Iasmina pentru că, practic, de când s-a născut Iasmina, eu tot am arătat pe internet. Mulți m-au criticat că de ce ne expun copilul în modul acesta. Dar atâta timp cât eu știu că aceste postări, aceste live-uri, mie să-mi ajute copilul și eu să fac copilul să vadă, să fie bine cu inimioara, eu să postez. Nu mă interesează de părerea oamenilor care mă critică. Important la mine, Iasmina, să facă bine. Datorită oamenilor care au donat până în ziua de azi, Iasmina acum este bine. Ea merge, da, merge cu ajutorul nostru, dar să facem comparație între 2 ani în urmă, 3 ani în urmă, acum Iasmina este bine. Eu ce pot să vă spun? Dumnezeu să vă păzească, să nu știți niciodată ceea ce înseamnă spital, ceea ce înseamnă boală. Și mă plec în fața voastră până la pământ, pentru că credeți în noi, credeți în Iasmina și puteți să o ajutați. Și eu îți mulțumesc, îți doresc multă putere. Cu mare drag. Liniște sufletească. Și să dea Domnul ca să adunați suma necesară ca să mergeți să operați pe Iasmina la ochișor. Dea Domnul. Îți mulțumesc încă o dată, Rodica. Sănătate, Iasmina! Mulțumesc! Le mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă doriți să întindiți o mână de ajutor Iasminei, Rodica, o găsiți pe rețelele ei de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi!